stăteau la baza camionului și sigur că nu i-a prins bine politicianului Iordănescu un asemenea discurs. Dar seamănă un pic și cu ce a spus Petre Daia, să aveți grijă de oi și să aveți încredere în guvern. Nicio legătură. Absolut niciun cioban din Sibiu n-are încredere în guvern. Asta este evident. Dar ce a făcut guvernul pentru ciobănia din Sibiu? Nimic. Ciobanii nu mai sunt la nivelul la care erau odată. Meseria asta e pe cale de dispariție. Ei n-au primit ceea ce s-ar fi așteptat să primească. Nu i s-a creat un culoar de ăsta să poată trăi liniștit, adică nu cu grija zilei de mâine sau de poimâine, din ciobănie generații din generații. Adică ce face Petre Daia? El vine ca un meschin politician efemer, da? Să prezintă un pic acolo, le spune ălora ce vor să audă, două, trei vorbe și dispare. E, nu asta este să ai relația cu oaia, care el pretinde că o are intrinsecă. Petre Daia este un impostor, din punctul ăsta de vedere. Ce legătură are el cu ce se întâmplă acolo? Asta e sprijinul pe care îl oferă el. Bineînțeles că ăia l-au huiduit oamenii locului. Laptele de la oi se adună greu din vârful muntelui. Nu e necesar să te duci până acolo ca să spui asemenea bazaconie. Bun, e, spuneam că și Ludovic Orban s-a prezentat, că el acum trebuie să le facă pe toate, ca să mai cucerească niște mâini, mai strângă niște voturi, inversând noi termeni în mod intenționat ca să-l derutăm un pic. Fluierașii din Jâna l-au invitat așadar pe Marele Liberal să li se alăture într-un scurt moment artistic. Avem și noi o imagine de nerecunoscutul Ludovic Orban, îl vedeți cu clopul ăla de parcă i-a căzut din înaltul cerului. Uitați-vă cât de ridicol este Ludovic Orban în comparație cu nenea de lângă el, că ea sigur îi stă bine cipica aia pe cap. Sper să vină vremurile în care lâna va costa mai mult decât te costă să tunzi o oaie. Asta e în stilul lui Daia, e adevărat, dar este vorba lui Ludovic Orban. Sper să vină vremurile în care, prin intermediul meșteșugurilor tradiționale, să reușim să promovăm toate produsele care se nasc aici, din mâinile oamenilor. Care vremuri? Vremurile au venit de mult. Numai n-ați fost dumneavoastră prezent acolo să le urmăriți. Nici măcar n-ați apucat să le bifați. Ce credeți, domnul Orban, că vremurile vin numai când ajungeți dumneavoastră la putere? Păi au venit vremurile în sâghii. Habar n-aveți de când. De când Cioran era micuț și să juca la coasta boacii. Da? De atunci tot vin vremurile în Sibiu și nu le bagă nimeni în seamă. Sper să vină vremurile în care ciobanii să nu mai trebuiască să se ducă fiecare la piață să-și vândă brânza și celelalte produse, luptându-se cu mafiile din piețe. Păi bun, dar pe asta cine trebuia să le combată? Nu tot politicul? Nu le-a combătut, cu tot felul de obstacole care îi împiedică să obțină cu adevărat banii pe care îi merită pentru munca lor. Le-a spus Ludovic Orban, care este evident neinteresant ca un politic în mărginimea Sibiului, acolo se petreceau faptele, avea pe umăr cică și o traistă a ciobanului, care poate se vedea un pic mai greu la televizor. Domnilor, noi n-am comentat foarte mult în ultima perioadă scandalurile de natură sexuală legate de biserică. Acestea au zguduit BSA ca românească, dar nici nu ne interesau foarte mult, întrucât nu era nimic nou acolo. Și acum să le luăm la puricat, așa, de unde să le știm noi? A, se tot auzea despre ele, dar vorba lui Cornel Nistorescu, de unde să le știm noi? Ce știm noi dacă s-au întâmplat sau nu? Ei bine, de data asta trebuie să facem atingere la subiect, pentru că patriarhul Daniel s-a exprimat. Prea fericitul, aflat la ceasul scuzelor în aceste zile. Ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu multă durere în suflet, cerem iertare tuturor credincioșilor pentru tulburarea produsă de acuzațiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala creștină. Pentru că peste câteva zile începe perioada postului adormirii Maicii Domnului, nu interesează pe agențiile de turism asta, ele îți oferă
variante în Grecia, pentru că sunt zile libere acolo. Se știe că 15 august este liber în sfârșit. Da? Postul este din 1, adică de marțea viitoare, și până pe 14 august, cum s-ar exprima cineva, când fiecare creștin ortodox se roagă mai mult și se gândește mai mult la propriile sale păcate sau greșeli, noi despre păcate vorbim acum, cerind prin spovedanie iertare de la duhovnic pentru a se împărtăși mai des cu Sfânta Euharistie, este mare nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru înnoirea vieții duhovnicești a clerului bisericii noastre de toate rangurile, diaconi, preoți, ierarhi, precum și a vieții monahilor și credincioșilor mireni. Și tot așa să ne tot rugăm, ăsta e comunicatul, semnat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Don't act! Luăm așadar acă și a cerut scuze pentru nemerniciile, le-am spune noi, dar care sunt, să spun, parte din cotidian. Asta le-a fost reproșat în general preoților din întreaga lume. Aceste nemernicii sunt la ei lucru curent. Da? Sunt din plictiseală probabil făcute, dar astăzi când spui biserică la nivel mondial, la asta te gândești. Da? La fără de legile astea pe care angajații bisericii, că ei sunt niște mercenari, cei mai mulți dintre ei. Da? Acum dacă s-o recunoaște unii cinstiți, bravo lor. Și noi suntem toți cinstiți. Dar asta nu înseamnă că nu ne atacă lumea. Da? Așa sunt și preoții atacați peste tot în lume pentru samavolniciile astea la care se dedau dracu știe numele cui. Cert este că au făcut de râs toată povestea asta, care putea să sune altfel dacă ar fi fost bine citită și bine interpretată. Din păcate ei s-au mânjit, nu trebuie să le purtăm pică, pentru că sunt la fel ca și noi. Da? Atâta doar că ei n-au găsit altă meserie și au intrat în slujba bisericii. Ei sunt tot niște oameni, nu sunt trimișii lui Dumnezeu sau oamenii lui, astea sunt niște glume. Da? Oricine poate să se ducă să fie preot păcălindu-l pe Dumnezeu. Oricine poate să facă asta. Încă o dată, dacă or fi unii care și-au păstrat crezul și asta, deși mă îndoiesc, dacă sunt ăștia care, de adevăr, au credința asta până la moarte, să le fie de bine. Deputatul Daniel Constantin, dragi prieteni, prezent în comuna Jâna, aceeași, din județul Sâmbău, la un festival cu o tradiție de 47 de ani, a declarat că Victor Ponta va face un anunț în maximum o lună de zile și va spune dacă se alătură formațiunii pro-România. Adică deci va spune că se alătură formațiunii pro-România. Am văzut că eram mai mulți pe ecran și m-am mirat. Dar încă n-am reușit să dăm locul ăsta de lângă noi. Deocamdată suntem în căutări, să știți, apropo de ce vă spuneam zilele trecute, da? Imagini din mai multe unghiuri. N-am găsit încă pe nimeni și sunt departe încă de a ne realiza acest vis, pentru că, sigur, cerințele sunt mari aici și lumea, în general, nu reușește deocamdată să se încadreze în ceea ce ne interesa, dar suntem la început și, evident, că avem răbdare, nu putea să ne iasă din prima săptămână. Am avut câteva contacte, dar deocamdată nereușite, sigur, pentru a da, că aici încoată nu e o chestiune materialistă, nu e o chestiune comercială. Da? Nu suntem obligați să facem acest lucru. Dacă se va găsi cineva la statutul acestei emisiuni, atenție, nu trebuie să mă placeți pe mine. Pe mine mă puteți înjura. Eu n-am nicio legătură aici. Emisiunea este o instituție, nu eu. Deci nu trebuie să vă ploconiți în fața mea. Trebuie să aveți nicio relație cu mine, nici bună, nici proastă. Puteți să aveți și bună și proastă, dar e facultativ. Atenție la înălțimea instituției acestei emisiuni, care a bravat timpurile și a mers mai departe. Ciuda opreliștilor pe care probabil le cunoașteți din presa din România. Cine poate să facă o asemenea emisiune în România astăzi? Nimeni, da? Cine îți permite să faci o emisiune de genul ăsta? Unde te-ai putea duce să faci emisiunea asta? Așa să vă puneți problema, da? Nu d-alea că trebuie să-l lingi pe patron în cur, da, sau trebuie să te ploconești, sau trebuie să te dai ca ăla de la Realitatea Mare patriot, sau nu știu ce, în fiecare zi. Nu, să spui ce prostii zi pe cap sau pe gură. Da? Asta este extraordinar.
Da, să ai libertatea, într-adevăr, să te desfășori cu bune, cu rele, deci încă o dată, nu eu sunt esențial. Instituția creată de această emisiune. Deci acolo la aia trebuie să vă gândiți dacă vreți să vă raportați. Că aia, așa e ușor să spui, da, mi-aș dori și eu, domnul Banciu. Da, da, trebuie să aveți argumente. Dar argumentele sunt importante, noi suntem aici ca examinatorii, da, la marile universități. Drepți, corecți, dar nu putem să cedăm unui impuls de ăsta de moment, pentru că n-ar fi loial față de standardele acestei emisiuni. Bun, ne întoarcem așadar în comuna Jâna, unde ce spune Daniel Constantin? Cu supușenie și cu un pupincurism de care îl știam capabil. Am vorbit multe, dar o să vă spună dânsul. Bă, taci din gură, să vină el să ne spună. Cine ești tu cu o lună înainte să ne anunți că o să vină Victor Ponta să facă un anunț? Da, cum vorbește despre Victor Ponta? Da, cu mielușenie. Adică se duce și spune, este un politician foarte bun. Pe cum a fi putut Daniel Constantin să spună, Victor Ponta este o rușine de politician? Da, când el este omul lui. O să spună asta despre Victor Ponta când s-o certa. Dar de ce trebuie să spui despre Ponta că e un politician bun? Chiar nu înțeleg. Când era evident că tu ești în aceeași barcă cu el. Deci asta este exact ce nu trebuia. Cum să votezi un asemenea partid? Bun. Cine ar mai putea vota pe Daniel Constantin adevărat? Ăsta a lustruit Bocanci în cariera lui de politician. Deci lui în CV, dacă cineva i-ar face CV-ul corect, că și asta e o chestiune care trebuie să o spunem cu franchețe, nu noi ar trebui să ne realizăm CV-ul. Ați văzut ce iese? Când omul își face propriul CV. E o bătaie de joc. El trece acolo ce vrea. Nu, alții ar trebui să ne facă CV-ul. Eventual societatea, nu știu, statul să ne facă CV-ul. Da? Cum să își facă Daniel Constantin CV-ul? Dacă cineva însă îl ar face așa cum ar trebui, da? Deci după date reale, asta s-ar spune despre el. A lustruit Bocanci în politică pe unde a apucat. Da? Asta este. Poate să-i facă la un moment dat, sigur. Dan Voiculescu CV-ul, dacă mai ține minte. Dar el cu asta s-a ocupat. Nu este un politician de anvergură care să... Și mi-l prezintă mie pe Victor Ponta. Păi noi nu-l cunoaștem pe Victor Ponta. Nu am nicio nerăbdare să-l văd pe Victor Ponta, să mă uit la ceas din 10 în 10 minute, bă, mai e mult până să face luna aia, să vină Victor Ponta să ne spună că intră în partidul respectiv. Ce mă interesează pe mine? Păi știm pe Victor Ponta de atâta timp. Ce să facă? Să duce și el, că nu mai e în PSD. Nu reușește să stea pe bară. Ar fi fost mai util pentru el, pentru că ar fi fost repede uitat și în 2-3 ani nu mai vorbea absolut nimeni despre el. Faptul că intră într-un partid care oricum nu o să aibă niciun succes, o să spună că l-au furat, că pentru asta intri. Să vii să ne spui că te-au furat la alegeri, că te-au mințit, că nu știu unde. Să mai faci câte o dezvăluire. Dar dezvăluiri de 2 lei. N-a venit niciodată să-mi spună cât a luat Dragnea, de unde are domnul Dragnea casele alea. Că n-a elucidat nimeni problema asta. Dar eu asta vreau să știu. Cu ce bani Liviu Dragnea și-a cumpărat căsoaiele alea? Da? Unde îl ducea mintea pe Liviu Dragnea să-și facă asemenea case? Că ăia care câștigă pe la Olimpiade stau în garsonieră. Din ce făcea el căsoaiele astea? Dacă era atât de tare Victor Ponta. Să ne spună ce șpăci să dădea un PSD. Cine? Asta mă interesa, nu că Victor Ponta se exprimă. Ascultați-l. Și vine să-mi spună că Liviu Dragnea este un om de nimic. Că și-a bătut joc de pe păi, asta nu mă interesează. Spune-mi concret ce a făcut, cât a furat. Dar ăia din jur cât au furat. Asta era. Atunci Victor Ponta ar fi fost luat în calcul. Uite, bă, a trădat, dar n-a mai suportat. A înghițit cât a înghițit și până la urmă a venit și le-a spus, bă, nu se mai poate așa ceva. El n-a făcut nimic. I-a jurat pe ăia când ăia nu mai erau prietenii lui. Păi de asta face absolut oricine. Deci ce mă interesează că va face Victor Ponta peste o lună un anunț că se bagă în pro-România? Credeți că are vreo șansă acolo? Bun, Mihai Tudose a fost la antenă, să știți, la Antena 3, și a răspuns la o